Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Devan, parteneriat cu Liceul de Arte Sigismund Toduță din reședința de județ, organizează, începând de luni 6 iunie, școala de vară de restaurare. Manifestarea a ajuns la cea de-a 5-a sa ediție. Vor fi prezente două grupe de elevi de la Liceul de Arte din Deva, din clasele de ceramică, iar acțiunea se desfășoară pe o perioadă de 6 zile în laboratoarele muzeului din Deva, alături de specialiști aliștea instituției. Începem de luni activitatea care se numește Școala de Vară de Restaurare, acțiune care se înscrie într-un plan de promovare a specializării de restaurator și se va desfășura în cadrul laboratoarelor MCDR. Cei 6 specialiști ai muzeului vor participa împreună cu două clase de la Liceul de Arte din Deva și care vor interacționa, bineînțeles, și care timp de o săptămână vor fi mici restauratori. Ultima zi a școlii de vară de restaurare va fi dedicată expunerii obiectelor reconstituite, jurizarea și acordarea de diplome și premii participanților. Toate intervențiile vor fi efectuate pe material anorganic comun, nefiind afectat patrimoniul mobil al muzeului.